to the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Găsi, vă spun de la Chiajna, Cătălin Cârnu și George Dobre. Ne pregătim pentru ultimul duel din etapa a doua a primei ligi a României. Se înfruntă aici Concordia și Viitorul, două formații care nu au niciun punct după meciurile disputate în prima rundă. Bună regăsire tuturor celor care iubiți fotbalul la nivelul ligii întâi și, de ce nu, fotbalul internațional. Două echipe care, într-adevăr, au falsat în prima etapă, ambele învinse, oarecum surprinzător, Viitorul Constanța chiar pe teren propriu, Concordia Chiajna în deplasare. Iată ce spectatori de lux sunt prezenți în această seară în tribunele arenei cu gazon sintetic de aici de la Chiajna. Mircea Lucescu, Victor Pițurcă, Maftei alături de Mihai Stoica, l-am văzut și pe Florin Prună, era și Cristian Ciocoiu. Într-adevăr, numai unul și unul. Concordia Chiajna începe această partidă cu Capar, Compoartă, Gabi Matei, Leca, Marc și Panait în defensivă, Prepeliță, Gorobsov și Deaconul la mijloc, Grădinaru, Ivanovici și Ghesan sunt oamenii de atac. Foarte interesantă distribuția lui Ionuț Badea. Sunt patru schimbări, din câte îmi dau seama, față de formula pe care a aliniat-o la media. Și de partea cealaltă, în mod cu totul absolut surprinzător, Gheorghe Hagi, practic, a trimis o nouă echipă pe teren, cu o singură excepție. Doar Mățan și-a păstrat postul de titular. Buzbuchi în poartă, Ghiței, fundaș dreapta, Bobochi în flancul stâng, Luchin și Hodorogea, stoperi, Andrei Ciobanu, Andrei Artean și Paul Iacob la mijlocul terenului. Trei oameni în atac, Alex Stoica, Mihai Văduț și Alex Mățan. Ne pregătim pentru o partidă interesantă. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat aici la Chiajna. Mami, mai ai desertul dragonilor? Sigur. Știai că dragonii au nevoie de ceva răcoritor ca să scoată flăcări cât mai mari? De unde știi tu asta? Pentru că și eu sunt un dragon. Lapte, miere și pandișpan pufos. Kinder felie de lapte. Zile pline, pauze dulci. Indiferent de provocare, pentru a fi cea mai bună versiune a ta, trebuie să continui.
Gillette Mach 3 cu lame mai puternice decât oțelul, care rezistă iar și iar. Pentru un bărbat mereu reinventat. Hai, Gogule, că l-am găsit. Ce, mă? Uite aici, Tenecker, original. Dar cât costă? Nu contează, mă, e Tenecker, hai! Nivea Men și Real Madrid prezintă: indiferent cât te murdărești, contează să dai tot ce ai mai bun. Nou, gel de duș Nivea Men Deep. Curățare în profunzime și parfum puternic masculin. Încearcă și șamponul Nivea Men Deep cu puterea carbonului. Nivea Men. Totul începe cu tine. Răcolim România cu premii. Cu Percambir poți câștiga una dintre cele 100 de excursii în cele mai răcoroase locuri din țară. Tu alegi destinația. Poți să călătorești înscriind codul de sub capac pe răcorimromânia.ro sau prin SMS la 1750. În plus, te așteaptă și 4 milioane de peri direct sub capac. Percambir. Prietenii știu de ce. Fazele tari de vara asta merită marcate de noi mec momente. Hai să încerci Italian Burger și Greek Burger doar la McDonald's. Rata oferta Rabla pentru Renault Clio Life Evo de la 7.950 de euro, TVA inclus, și până la 5 ani garanție, revizii incluse și dobândă fixă prin programul Renault Easy. Săptămâna aceasta, la Kaufland te echipezi cu șurubelniță cu acumulator Einhell la doar 69,99 lei și salopetă de lucru la doar 49,99 lei și ești gata să construiești. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Eu o să fac mișcare când o să joace Simona rugby. Basket. Dacă joacă fotbal, merg și eu pe jos. Hai să vedem. Important e să încerci, măcar 5.000 de pași. 5.000 de pași pe zi. O campanie promișcare de la Rexona. Până mâine o țin așa. Și niște sarmale? Niște, aici e pentru tot detașamentul. 3 de infanterie, montană. Și strici și echilibru. Hai, lasă-mă pe mine. Ai primit pachetul? Da. Și pachetul de la mine? Da. Cu drojdie de cultură pură pentru un gust echilibrat. Hai, noroc! Pentru ei am făcut totul. Acum să ciocnim norocul. Între 1 și 2 e o mare diferență. Cum e de altfel și între 10 și 9. Sau între 2 și 3. Pentru că cifrele contează, profit acum de oferta Rabla pentru seria limitată Logan Plus de la 6.580 de euro TVA inclus și până la 5 ani fără griji prin programul Dacia All Inclusive. Bucură-te de tehnologia momentului la prețuri ideale. La EMAG de IT Mobile Days ai reduceri de până la 40% la telefoane și tablete, laptopuri și desktopuri, componente, periferice și multe altele. Profit acum de promoții. EMAG. Ești aici. În liniștea mari întrebări, ce e cu adevărat important pentru tine? Pentru noi, pasiunea pentru legendara neagră. Ingredientele desăvârșite din rețeta blondei. Hameiul folosit pentru a crea noul Romanian Pale Ale. Hameiul Cascade, care cu savoarea sa intensă a scris legenda berilor craft și care ne face încă o dată deschizători de gusturi noi. Silva surprinde esența. Am întors la Chiajna pentru startul duelului dintre Concordia și Viitorul. Vă spuneam și mai devreme, este ultima partidă, etape a doua din prima ligă a României. Un campionat care a început bine, cu multe dueluri spectaculoase. Vedem și rezervele celor două trupe.
Da, ne așteptăm la un meci cu goluri în mod normal, pentru că ambele echipe au rămas datoare, cel puțin raportându-ne la evoluțiile lor din startul acestui sezon la nivelul ligii întâi, pentru că știm bine, Viitorul Constanța a început traseul european mult mai devreme, acea dublă câștigată cu Racing Union din Luxemburg, cu o victorie acolo, însă doar o remiză albă pe propria arenă. A venit și acea înfrângere surprinzătoare în fața unei nou promovate, iar Concordia Chiaj n-a jucat fotbal vreo 20 de minute la Mediaș, când a reușit să și marcheze, după care a pierdut pe final. Cei doi capitani la centru, Robert Hodorogea de la Viitorul și Andrei Marc de la Concordia, doi fundași central. Vedem și arbitrii acestui duel. La centru este George Rădulescu, Vladimir Urzică și Marius Marchidanu sunt asistenți. Arbitru de rezervă este Andrei Chivulete, iar observatorii jocului sunt Romulus Chihaia și Irina Mârț. Da, ce prezență de lux avem în tribunele arenei, foarte mulți foști fotbaliști, oameni din lumea fotbalului, chiar e nesperat de populat stadionul. Victor Pițurcă, Florin Prunea, l-am văzut și pe Mircea Lucescu, Mircea Lucescu pe care l-am zărit și în tribuna arenei din Voluntari. Mai devreme a fost duel între formația lui Daniel Oprița și trupa din Mediaș a lui Mihai Teja. Aveți rezumatul duelului pe site-ul nostru pe digisport.ro. De obicei erau foarte puțini oameni la meciurile care se jucau aici vinerea sau lunea. Lucrurile pare, senzația este că lucrurile s-au schimbat și lucrul acesta desigur ne bucură. L-am văzut și pe Ionuț Badea, antrenorul principal al celor de la Concordia Chiajna, care în această seară, vorbesc de formația ilfoveană, îl are pe bancă pe un nou posibil director sportiv, asta gândindu-mă la fostul atacant, campion al României, Coțelul Galați, este vorba de Marius Pena. Vom mai vorbi însă și despre alte amănunte de-a lungul acestei întâlniri. Cred că deja este o noutate la Viitorul față de formula pe care o prezentam ceva mai devreme. Vom reveni cu amănunte. O pasă aici pentru Ivanović, aflat în duel cu Virgil Ghiță. Pasa lui Ivanović este pentru Ronaldo. Deacon reușește să recupereze formația lui Gică Hagi. La minge este Mățan. Pasă pentru Alexandru Stoica. Stoica este într-un duel acolo cu Leca. Stoica, o combinație frumoasă cu Mățan. Dribblingul lui Mățan. Pasa lui Mățan pentru Văduț. Și Marc reușește să blocheze acolo. Este corner pentru trupa lui Gică Hagi. Ce contraatac frumos. Da, foarte interesant această fază, gândindu-mă la cât de bine au jucat cei trei oameni din atac, Stoica, Văduț și Mățan. Poate dacă s-ar fi grăbit un pic Mățan cu pasa decisivă, atunci șutul ar fi avut ceva spor de periculozitate. Este corner însă pentru Viitorul Constanța. A urcat imediat în atac și oamenii din defensiva celor de la Viitorul Constanța. Se bate spre punctul de la 11 metri. Mingea respinsă și poate veni șutul pe care îl încearcă Andrei Artean, cel pe care Hagi îl creditează cu postura de titular după ce a zăbovit pe teren doar vreo 6 minute în întâlnirea cu Viteza Arnhem din turul 2 preliminar al Ligii Europei. Atunci Artean a intrat ca rezervă și a luat un cartonaș roșu pentru o intrare nesportivă, cel puțin așa a fost catalogată de arbitrul italian al meciului. Artean dorit și de Dinamo în această vară, până la urmă iată a ajuns la Viitorul, la fel ca și alt fost jucător al Timișoarei, este vorba de Sârghean Luchin, cel care face cuplu în centrul defensivei oaspeților cu Robert Hodorogea, reușește să respingă Virgil Ghiță, practic a trimis spre Văduț, minge pasată de Alexandru Stoica acolo și este un fault asupra lui Paul Iacob. Ivorianul Guilain Ghesan este cel care faultează. Gest sportiv acum, însă mingea întoarse imediat pentru Virgil Ghiță. Incredibil, incredibil spun, gândindu-mă totuși la nivelul ligii întâi de la noi, Gică Hagi a trimis practic 10 oameni în postura de titular, doar Alex Mățan, cel care a ieșit accidentat în jocul cu Viteza Arnhem, și-a păstrat acest rol. În rest, așa cum și declara, mizează și pe ceilalți fotbaliști, gândindu-mă că poate încerca să dea marea lovitură în returul cu formația olandeză la o calificare în turul 3 preliminar al Ligii Europei. O pasă trimisă de Artean pentru Ciobanu, din nou Artean către Virgil Ghiță. Vă vorbeam despre schimbarea de la Viitorul față de formula, sau schimbările față de formula pe care vă prezentam la startul acestui duel. Ei bine, Ghiță este al treilea fundaș central, nu este fundaș dreapta. Acțiune periculoasă acum a lui Andrei Ciobanu, frumos dribblingul central lui Ciobanu, minge este respinsă de Andrei Marc. La recuperare acolo se află Artean.
De remarcat ușurința cu care fotbaliștii pregătiți de Gică Hagi aduc baloanele în preajma careului advers. Foarte bună preluarea, vine și faultul și va urma o lovitură liberă. Interesant, Alex Stoica fusese cel busculat de către adversarul său. Pasa venise de la Hodorogea. Andrei Marc este vinovat pentru această intrare. Ce gleznă fină ne-a arătat aici Alex Stoica. Încearcă să-și depășească adversarul Alexandru Stoica, un jucător pe care l-am văzut în sezonul trecut evoluând în Liga a doua. Centrare pentru Mățan, minge ajunge la Văduț. Ce încearcă acolo Mihai Văduț, balonul este respins de Leca. Recuperează aici Paul Iacob. Iacob și Stoica au fost împrumutați în sezonul trecut în două rânduri de Viitorul, în prima parte a campionatului din Liga a doua la ASEA Târgu Mureș și apoi la Dunărea Călăraș. Rămâne de văzut dacă vor rămâne în lotul pentru prima parte a acestui sezon la Viitorul. Până la urmă, perioada de transferuri se încheie în prima Liga României pe 3 septembrie. Da, deocamdată însă le dă credit Gică Hagi. Minge întoarsă pentru Alessandro Caparco, vine și degajarea, balonul îl caută pe ivorianul Ghesan, n-a avut nicio șansă însă în duelul purtat cu Luchin și este o contră periculoasă a ilfovenilor în lateral stânga. Să vedem însă soluția lasă de Răzvan Grădinaru, vine imediat centrarea, mult prea lungă, a avut timp să se poziționeze, să se uite, însă i-a lipsit calitatea în momentul în care a încercat să-și găsească un coechipier liber în careul advers. Remarcabilă pasă dată de Octavian Ronaldo, Deaconu în stânga acolo pentru Răzvan Grădinaru, lansarea pentru fotbalistul crescut de FCSB. Acum la minge este Robert Hodorogea, pasă pentru Mățan. Multă libertate de mișcare pentru Mățan. Vă vorbea și Cătălin mai devreme despre numeroasele schimbări făcute de Hagi față de meciul cu Viteze Arnhem din preliminariile Europa League. Ei bine, Băluță astăzi nu poate fi utilizat la Viitorul din cauza unei suspendări. El a văzut cartonaș roșu în meciul din prima etapă cu Dunărea Călăraș. Restul schimbărilor au fost făcute din alte rațiuni de Gică Hagi. Da, cred că Gică Hagi își dorește mai mult de la acest parcurs în arena continentală. Tocmai de aceea, bine, coroborând aici și cu șansa pe care le acordă fotbaliștilor, pe care se va hotărâ dacă îi va menține sau nu în lot. Luchin, să nu uităm, a prins și el finalul meciului cu Viteza Arnhem, trimis atunci pe teren în lateral dreapta și mai apoi venit în centru. Deocamdată face pereche alături de Robert Hodorogea. Campion cu CFR Cluj în sezonul trecut, Sergian Luchin, oficial, a fost în lotul echipei pregătite la acea vreme de Dan Petrescu. O încercare aici a lui Petre Ivanović de a pasa, cred, pentru Ghesan. S-a opus Artean, întoarce balonul aici Boboc în prima rundă din 2018-2019 din acest campionat. Boboc a fost utilizat pe postul de fundaș dreapta, acum îl vedem în partea stângă a defensivei. Minge întoarsă aici de Văduț, pasa lui Hodorogea este pentru Mățan și acum Paul Iacob. S-a complicat ceva mai devreme Răzvan Grădinaru, minge recuperată din nou de cei de la Viitorul Constanța. Paul Boboc simplu în spate pentru Virgil Ghiță. Avem din tribune replica galeriei celor de la Concordia, formată din foarte mulți copii, dată galeriei oaspeților, extrem de activă, de vreo 15 minute aici la Chiajna. Bună această pasă pentru Andrei Ciobanu. Ciobanu nu reușește să găsească poziția potrivită pentru a centra, întoarce însă bine balonul acolo. Minge trimisă în forță, Mățan este practic izbit de balonul centrat de Artean. În astfel de faze nu prea ai multe soluții, poate doar să încerci o posibilă deviere, să trimiți mingea spre poartă. Nu i-a ieșit însă lui Alex Mățan și este doar degajarea din 6 metri a lui Alessandro Caparco. Italianul care a mai jucat la alte două formații din prima Liga României, a fost la Iași, a fost și la ASEA Târgu Mureș. Este un portar cu reflexe extraordinare, unele dintre paradele sale ne-au uimit pe toți. Încă o contră pe care o încearcă formația gazdă. Mingea trimisă din nou pentru Răzvan Grădinaru. Este margine, se grăbește imediat Grădinaru. Primul moment în care, iată, minutul 8, cei de la Concordia Chiajna sunt incorpore în cealaltă jumătate de teren. Au strâns imediat în defensivă. Hodorogea este cel care conduce apărarea celor de la Viitorul Constanța. Și așa cum spuneai, Ghiță este într-adevăr fundaș central. Paul Boboc e în flancul stâng, iar Hodorogea se retrage de fiecare dată.
se duce în flancul drept. Pasă acum către Ivanovici, respinge Ghiță, Gorobsov încearcă o colaborare cu Deaconu și îi iese din nou. Nicolas Gorobsov, o mai veche cunoștință de-a noastră, adus de Concordia Chiajna de la o formație din Statele Unite, de la Miami United. Însă, ne aducem aminte, a jucat pentru Timișoara și pentru Târgu Mureș la primele sale apariții în fotbalul românesc. Era împrumutat din Italia, de Timișoara. Da, e un mijlocaș central interesant. Să vedem însă cum se va reacomoda cu fotbalul românesc. Excelent, Andrei Marc a reușit să respingă. Este posesie însă în continuare pentru Viitorul Constanța. Două echipe care au plusat la capitolul achiziții în acest sezon de mercato. Ghiță către Paul Iacob. Foarte interesant acest mijlocaș defensiv de la Viitorul. Paul Iacob cred că trebuie urmărit cu atenție. Ar putea reprezenta o soluție viabilă în acest sezon pentru Giga Hagi. Nu doar că își face bine treaba pe faza defensivă, ajunge și la finalizare în dese rânduri. L-am văzut în sezonul trecut, spuneam, la ASEA Târgu Mureș și la Dunărea Călăraș. Da, este faul, am văzut bine aici arbitrul întâlnirii, George Rădulescu, intervenția asupra ivorianului Ghesson. Vârful împins, un Marius Pena în varianta africană, dacă mi este permisă această comparație. Marc, centrarea acum a lui Panaite, căutat Ivanovici, vinge trimisă acum de Ghesson. Deaconu trage bine de la distanță, să vedem dacă șutează și acum. Da, peste poarta lui Alexandru Buzbuchi. Rămâne 0-0 între Concordia și Viitorul, minutul 11. A avut timp să controleze balonul, niciunul dintre oamenii Viitorului Constanța nu l-a incomodat decisiv. Iată, retras de fiecare dată Paul Iacob, n-a intrat, l-a lăsat să-și potrivească șutul. Dacă ar fi țintit mai jos, cu siguranță erau probleme uriașe pentru Alexandru Buzbuchi. Din nou în posesie, formația lui Ionuț Badea, de spus că este prima înfruntare la nivel de antrenori între Cică Hagi și omul care o conduce acum pe Concordia Chiajna. Minge trimisă în spate de Gabi Matei pentru Leca, o combinație cu Nicolas Gorobsov. Leca acum spre Caparco, a plecat la timp pentru a nu avea probleme cu goalkeeperul italian și e o pasă nereușită, o pasă ratată a lui Alessandro Caparco. Da, cred că și-a dorit în primul rând să scape de balonul care ajunsese în careul său. Viitorul Constanța cu o posesie mai bună în acest început de meci. Suntem în minutul 12, nicio ocazie totuși clară de gol pentru vreuna dintre cele două echipe. Poduț, nu iese pas acolo pentru Ciobanu, lansare către Ivanovici, atent. Sârghean Lupin, Hodoroge acum către Artean. Boduț a fost acolo în gând cu Gorobsov. Viitorul Constanța mizează și pe vreo 20 de fani extrem de gălegioși și e drept că au și o tobă, se audă foarte des, încurajându-și favoriții. Deocamdată posesie în continuare pentru trupa lui Hagi. Paul Iacob, minge întoarsă de Lukin și atâl pe capitanul Robert Hodorogea. Foarte multă mișcare, așa cum își dorește Hagi, în acest sistem 4-3-3 pe care l-am tot văzut și în care crede Gică Hagi. Apropo de partida cu Vitez Arnhem, câtă vreme din punct de vedere fizic fotbaliștii se au rezistat, lucrurile au stat foarte bine și pe tabela de marcaj. O contră cu minge angajată pentru Alexandru Stoica, surprins în poziție de offside. Vedem pe Giga Hagi pe site-ul nostru, pe digisport.ro, găsiți detalii despre modul în care Hagi ajută echipa suporterilor constanțeni. Îl vedem pe Taher Bawab. Este la Concordia Chiajna și a prelungit contractul în această vară. N-a fost inclus în lotul pentru această partidă. Am văzut, a fost o semnalizare bună de la margine. Acum este out pentru formația lui Gică Hagi. O partidă, aș spune, Cătălin, surprinzător de echilibrată, ținând cont de modul în care a alcătuit formația Gică Hagi. Până la urmă este o formulă experimentală a lui Hagi.
Da, o formulă care dă roade, cel puțin în acest început de meci, gândindu-ne strict la capitolul posesie. Și Concordia Chiajna este foarte bine așezată pe teren, nu a lăsat deloc spații. Poate în acel minut 2, când s-au descurcat bine oamenii de atac ai Viitorului Constanța, acea fază finalizată de Alexandru Mățan cu o minge scoasă însă în corner de defensiva ilfovenilor. A frânat la timp Alessandro Caparco mai devreme pentru a nu ieși cu mingea în brațe, în afara terenului. Paul Iacob aici la recuperare, minge trimisă în centru de Boboc. Mățan, cât de tehnic este acest Alexandru Mățan, mulți își pun însă problema dacă în condițiile în care este, nu e un jucător cu o statură impresionantă, poate să reușească la cel mai înalt nivel. Hagi are încredere în el și asta cred că lucrul acesta reprezintă cel mai solid argument în favoarea lui Alexandru Mățan. Da, să știi însă că este un personaj cu ghilimele de rigoare, imprevizibil. De multe ori se supără mult prea repede, uneori cedează în urma unui foul, să zicem așa cum s-a întâmplat și cu formația olandeză. Dar Hagi merge în continuare pe mâna lui. Ne reamintim acest amănunt, singurul titular păstrat în formula de start, raportându-ne la partidele pe care Viitorul Constanța le-a disputat în acest sezon, mai ales cele din Liga Europa. Panait a blocat acolo, jucător care din informațiile pe care le avem aparține Viitorului, este împrumutat aici la Concordia Chiajna, cum au stat lucrurile și în sezonul trecut. Mingea este pasată de Hodorogea pentru Virgil Ghiță, fotbalist care iată prinde minute și în actualul campionat. Stoica acum către Voduț. Voduț reușește să revină și pasează pentru Andrei Ciobanu. Respinge Gabi Matei la recuperare acolo. Paul Iacob combină cu Stoica. Din nou Iacob, Ghesan pune sub presiune. Nu cedează însă Iacob și Ghiță îi trimite lui Artean, care încearcă o lansare pentru Ciobanu. Atent aici însă Panait. Vezi, Concordia Chiajna încearcă și reușește de cele mai multe ori să captureze baloanele în preajma propriului careu, numai că după aceea fotbaliștii antrenați de Ionuț Badea nu izbutesc să iasă pe contraatac, pasele nu sunt de cea mai bună calitate. Alex Moțan are chef de fotbal și a demonstrat acest amănunt în primele 15 minute ale partidei. Probleme din nou pentru defensiva imediată a ilfovenilor. E greu să te uiți la adversar care pasează balonul foarte, foarte bine. Și asta apropo de filozofia lui Hagi: presiune pe adversar atunci când nu ai mingea și posesie când o deții. Deocamdată cele două caracteristici funcționează bine. În concentrare în fața porții nu se complică Mihai Leca și este un balon scos de un fundaș central veritabil. Excelentă această cursă inițiată de ilfoveni. Ghesan alături de Lukin intervine și simplifică situația. Virgil Ghiță. Superbă trecerea lui Răzvan Grădinaru, cum a săltat acolo balonul peste adversar, un fotbalist care poate juca la fel de bine și în flancul drept, acolo unde se află însă în această seară Petre Ivanović. Repunere de la marginea lui Dan Panait, un minutul 17 la pauză și la final aveți Fotbal Club, vă așteaptă Radu Naum și invitații săi Ion Crăciunescu, Gigi Mulțescu și Narcis Răducan. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. Minutul 18, Viitorul Constanța și Concordia Chiajna sunt la egalitate 0-0 pe sinteticul din apropierea Bucureștiului. Margine pentru formația oaspete. Foarte bine a urcat linia defensivă a Concordiei Chiajna, tocmai pentru a mai scăpa de acea presiune. Oamenii din apărare sunt la mijlocul terenului, numai că balonul este cedat cu destulă ușurință adversarilor. Boboc acum la minge, a luat în sezonul trecut titlul cu echipa formată din jucători sub 19 ani a Viitorului, după o finală câștigată în fața echipei similare a celor de la Dinamo cu scorul de 4-0. De asemenea a luat Supercupa României tot în fața lui Dinamo, 3-1 în meciul pentru Supercupa. Acum poziție bună pentru Alexandru Stoica, un jucător dinamic, un fotbalist care nu stă o secundă locului, la fel ca și Alexandru Mățan. Mățan, imediat vin adversarii în preajma lui, Ciobanu și acum Artean.
prezenți într-adevăr în faza de atac, Mățan și Alex Stoica. De fiecare dată dau un minge, pasează și imediat își caută o situație mult mai bună pentru a reprimi balonul. Foarte bună și această diagonală încercată de Virgil Ghiță, reușită doar pe jumătate, pentru că Dan Panait s-a retras la timp și este margine în continuare pentru formația oaspetă. Foarte agitat Gică Hagi, echipa lui este la a cincea partidă pe care o dispută în actualul sezon. Trei din primele patru au fost în Europa League, două cu Racing Union, formație din Luxemburg, desigur a treia contra celor de la Vitesse Arnhem. Da, totul a funcționat bine pentru Viitorul Constanța, mai puțin atacul. Au fost multe ocazii de poartă, dar foarte puține goluri și de regulă a marcat același Denis Drăguș, cel care a deschis practic seria golurilor în arena continentală în acest sezon, înscrind primul atunci în Luxemburg, o dublă cu Vitesse Arnhem. În schimb, Viitorul Constanța n-a mai avut goleador, deși, repetăm, ocazii de gol și-a tot creat trupa lui Hagi. Și Concordia Chiajna însă, nevoit acum să se apere, este apariția în atac a celor de la Viitorul Constanța. Minge scoasă, recuperat imediat de Ronaldo Deaconu, bun și driblingul, dar iată, momentul întârzie pasa și din nou e nevoie de o construcție care pleacă din preajma propriului careu pentru Ilfoveni. Chiar dacă Boboc mai devreme nu a reușit să trimite baronul unui coechipier, cred că a făcut un lucru bun, a centrat pe jos, până la urmă toate centrările înalte de până în acest moment ale celor de la Viitorul au fost rezolvate ușor de apărarea Concordiei. Lovitură liberă acum pentru trupa gazdă după acest fault asupra lui Ghesan făcut de Andrei Arten. George, e și o diferență de talie, evident, între Leca Marc și toată tripleta ofensivă a Viitorului Constanța, însă o centrare de calitate poate rezolva și o asemenea fază. Deocamdată posesie pentru Chiajna, din nou Ilfovenii trec în formulă completă în cealaltă jumătate de teren, doar ca parcul rămâne în preajma proprii suprafețe de pedapsă. În mod normal va fi o minge aruncată undeva la marginea careului, poate un balon recentrat în interiorul suprafeței de pedapsă. Să așteptăm însă, balonul pleacă lateral dreapta și cred că va fi doar repunere din 6 metri. A 13-a partidă în prima ligă între Concordia și Viitorul și atenție, până acum Concordia a înregistrat un singur succes în fața trupei patronate și antrenate de Gică Hagi. A fost o victorie în sezonul 2014-2015, un 2-0 când Concordia era pregătită de Marius Baciu. Maftei, unul dintre oamenii prezenți astăzi la tribuna oficială pe care l-am văzut într-un cadru, și Boldri marcau atunci pentru Concordia, pasă pentru Stoica! Caparco boxează din fața lui Alexandru Stoica într-o situație limită. Destul de riscantă, însă apariția lui Caparco a fost una foarte bună și cu capul putea rezolva acea fază. Nu s-a complicat și este din nou posesie pentru Viitorul Constanța. Sunt momente bune de joc, deocamdată însă nu au apărut ocaziile de poartă. Mățan, continuarea nereușită, i-a aparținut lui Alexandru Stoica, pasează Ronaldo Deaconu, Ivanović îl caută pe Ghesan, nicio problemă aici pentru Luchin. Ivanović cu prezențe, că tot ai amintit de Farul Constanța pe vremea când era foarte, foarte tânăr, apoi Botoșan și voluntar. Deocamdată Petre Ivanović n-a reușit nicio șarjă în flanc, așa cum a izbutit în tricourile celorlalte echipe. Avem o reluare cu o fază extrem de interesantă. Nu se pune problema vreunui hands. A gândit bine Alessandro Caparco. Da, ca și mai devreme s-a oprit la timp Caparco. A lovit mingea, apoi cu pumnii, apoi a avut grijă să nu lase vreo impresie greșită. Iacob pentru Hodorogea din prima, Robert Hodorogea către Andrei Ciobanu, cel care marca un gol superb în sezonul trecut într-o partidă cu FC Botoșan. Este faultat aici Mihai Văduț, a fost intervenția lui Panait. Lovitură liberă pentru Viitorul, echipa care a avut o posesie mai bună până în acest moment, însă nu putem să vorbim despre un raport al ocazilor până în acest moment sau al ocazilor veritate.
Da, deocamdată Concordia Chiajna stă bine, ține balonul de poartă, departe de propria poartă. E drept că nici cei de la Viitorul Constanța nu reușesc prin centrări să pericliteze puturile lui Caparco. La nivelul jocului cu balonul la firul ierbii, atunci cu siguranță pericolul ar fi mult mai mare pentru poarta ilfovenilor. Deocamdată asta e o schemă, Mățan va cerca un șut interesant, e un șut centrare și este marea ocazie de gol, prima acestei partide. Caparco din nou, va fi doar depunere din 6 metri. Fodus din cădere a încercat acolo în ultima parte a fazei să trimită balonul în poarta apărată de Alessandro Caparco, nu a reușit. Revedem ceea ce s-a petrecut, centrarea în forța lui Mățan, trimite Ghiță, apoi tot din Ghiță mingea ajunge la Matei și e până la urmă finalizarea lui Mihai Voduț. Mare ocazie aici pentru formația lui Gică Hagi. Foarte bună prestația lui Alessandro Caparco, e cel care a scos practic acel balon trimis de Virgil Ghiță pe spațiul porții, mai apoi se afla oricum pe traiectoria mingii retrimise de Mihai Voduț spre poarta sa. Avem însă, iată, în minutul 24, prima ocazie de gol a acestei întâlniri. În mod normal, Concordia Chiajna și Viitorul Constanța n-au încheiat 0-0 în toate partidele disputate de-a lungul timpului și atât suntem în 2018, George, mi-amintesc că în urmă cu 7 ani, în 2011, da, cele două formații se întâlneau în Liga Secundă. Da. Prima partidă din istorie. Timpul trece repede în această perioadă, Viitorul a bifat, cred, trei prezențe în cupele europene, a luat un titlu, a devenit o formație importantă. Să nu uităm că la debutul ei în prima ligă, Viitorul a jucat pe stadionul Farul din Constanța, apoi a evoluat ca formație gazdă tocmai aici, la Chiajna, pe acest gazon sintetic. Gică Hagi, relaxat la marginea terenului în timpul unei partide, vezi rar lucrul ăsta. Nici măcar atunci când echipa lui are un avantaj consistent. Da, interesant pentru un fundaș precum Virgil Ghiță, a reluat mai degrabă cu tibia, ca un atacant veritabil. Uite, mi-amintesc de Filippo Inzaghi, acum el reușea să lovească mingea din toate pozițiile. Ghiță foarte aproape de gol, este contra ilfovenilor, însă cu o minge aruncată de Deaconu pe colțul scurt. Reușește însă același Ghiță să respingă, recuperează balonul din nou. Concordia Chiajna se intră cu mingea în careu. Nu sunt dificultăți maxime pentru defensiva constanțenilor. O pasă aici către Ivanovic, Ghiță a intervenit la timp, Artean, Ciobanu, aproape de recuperare acolo, Răzvan Grădinaru, până la urmă este out pentru Viitorul. Andrei Ciobanu este coleg de generație cu Ianis Hagi. Ianis Hagi nu a fost inclus în lotul pentru această partidă de tatăl lui, probabil menajat pentru returul cu viteze Anem. Ghesan foarte aproape aici să profite de o minge recuperată inițial de Andrei Prepeliță. Balon însă jucat acum de capitanul oaspeților Robert Hodorogea. Foarte bine se mișcă și linia de patru oameni a celor de la Viitorul Constanța. Alex Mățan într-adevăr de unul singur nu reușește însă să dea o pasă bună și este nevoit să faulteze Alexandru Stoica. Doar lovitură liberă. Vasile, da. Maftei și Constantin Schumacher lângă Mircea Lucescu, așa cum au fost și ca jucători într-o perioadă. Nicolae Dică, am senzația, trăgea cu urechea, deși Mircea Lucescu nu vorbea cu foștii săi jucători. Foarte multă lume, lume din fotbalul nostru, prezentă pe stadion. L-am văzut și pe Geri Gane. Petre Ivanovic acum încearcă să îl depășească pe Virgil Ghiță. Ivanovic și acum Octavian Ronaldo. Deaconu a reușit în ultimele minute Concordia să echilibreze duelul de aici. Începe ușor, ușor să joace cu adevărat rolul de formație. Gazdă trece spectaculos. Deaconu a intervenit. Hodorogea foarte hotărât. Ce bine a strâns din nou Hodorogea în ax. A venit foarte bine. Concordia Chiajna încă un șut interesant. Balonul trece peste transversala porții apărate de Alexandru Buzbuchi.
Buzbuchi a avut evoluții oarecum ciudate, diametral opuse, foarte bune uneori, a gafat însă incredibil în unele partide, deocamdată creditat cu postura de rezervă de Gică Hagi, trimis astăzi din primul minut al partidei de la Chiajna. Probabil va avea mai multe șanse în acest sezon. Impresia în campionatul trecut era că Tordai a devenit al doilea portar al echipei. Tordai a fost între timp împrumutat. Buzbuchi oficial, să spunem, este rezerva lui Valentin Cojocaru. La un moment dat, Buzbuchi era titularul de la Viitorul. Mi-aduc aminte de o partidă jucată între Viitorul și Pandurii Târgu Jiu pe stadionul Farul din Constanța, când Buzbuchi apăra o lovitură de la 11 metri. Era lăudat de toată lumea. Ei bine, în sezonul trecut a prins doar două meciuri și într-unul singur a fost titular într-un duel cu Iașul. Da, pe atunci se putea juca fotbal pe stadionul Farul din Constanța. Acum arena este o pârloagă, evident, știm bine momentul de fair play de care vorbea George mai devreme cu echipa ce va lua startul în Liga Secundă. Deocamdată însă Chiajna, de câteva minute bune, se ține în apropierea careului advers, foarte bună apariția lui Gabi Matei. Balonul îl căuta pe Ghesan, jucătorul din coasta de Fildeș. O primă apariție în atac a lui Gabi Matei, fotbalist revenit în campionatul României după o experiență în Polonia. Hodorogea combină cu Andrei Artean, acum Luchin către Ghiță. Ghiță a căutat o pasă, tocmai ca s-a străbat linia mediană a celor din Chiajna, nereușită însă rezolvarea sa, balon recuperat din nou de formația elfoveană, este intervenția lui Andrei Marc, taxată cu lovitură liberă de către arbitrul întâlnirii. Înțelegem că analizezi meciul și acționezi imediat. Pariază pe următorul gol, următorul corner, următorul cartonaș și închideți pariul când vrei. Pariază live pe Unibet. Un sfert de oră mai este până la pauza meciului dintre Concordia și Viitorul. 0-0 aici, în localitatea din Ilfov, în ultima partidă a etapei a doua din Prima Liga României, miercuri la 20:15 minute, în direct la Digi Sport 1. Avem Malmö, CFR Cluj, formația pregătită acum de Toni Conceição, încearcă să dea lovitura în peninsula scandinavă, după ce a pierdut în prima manșă cu scorul de 0-1. Da, a fost un început ciudat pentru echipele care au dominat campionatul în sezonul trecut și mai cu seamă de formațiile care reprezintă România în arena continentală. CFR Cluj însă, rămân la părerea, sunt un tip optimist, că poate întoarce soarta acelei partide în jocul cu suedezii. Și eu cred același lucru, le vom ține pumnii strânși ardelenilor ca și celor de la Viitorul în returul dificil din Olanda cu Vitesse Arnhem. Pas aici pentru Ronaldo Deaconu, intervine Paul Iacob, va fi însă corner pentru Concordia. Este momentul în care Leca și Andrei Marc, lucru firesc, se îndreaptă spre careul advers, doi dintre cei mai înalți oameni ai lui Ionuț Badea. La fel de adevărat, Stoica și Văduț se retrag și ei. Alex Mățan este ultimul jucător. Iată-l pe Victor Pițurcă. De văzut cum se va mai descurca Universitatea Craiova în următoarele etape. Este cornerul Concordiei Chiajna. Iese Buzbuchi, reușește să respingă. Se dă faul până la urmă. Faultul a fost al lui Mihai Leca, fotbalist revenit în această vară la Concordia Chiajna, formație la care a debutat în Prima Liga României, dacă nu mă înșel, în 2012. A fost ultima oară la Juventus. Buzbuchi, Ghesan, pasa pentru Buzbuchi, primisă de Hodorogea, a fost una riscantă, cade acolo, Văduț, nu se mai dă lovitură liberă, Andrei Marco! Golul marcat de Andrei Marc, probabil golul etapei în runda a doua din campionatul României. Ce face aici Andrei Marc? Rămăsese în preajma careului advers. Șutul este nemaipomenit. Nu este șut de fundaj nici pe departe, Cătălin. Nu, senzațional golul. Cred că nici lui Ionuț Badea nu i-a venit să creadă cine a reușit să marcheze. Haideți să revedem faza. El recuperează, trece de doi adversari, iar mai apoi în stil de mare fotbalist plasează balonul impecabil în vincul porții apărate de Alexandru Buzbuchi. Ce lovitură cu interiorul, cât de bine a acoperit balonul, i-a imprimat și efect și iată, totul a pornit de la el. Recuperare în fața lui Văduț, a trecut cu ușurință și de Artean,
iar mai apoi s-ar putea să rămână golul campionatului, deși suntem abia la finalul etapei cu numărul 2. La originea fazei însă e posibil să fi fost acolo un fault. Cam asta cred că s-a întâmplat. A fost o intervenție neregulamentară a lui Marc asupra lui Văduț. Eu am văzut o lovitură aplicată adversarului de Marc, însă păstrăm și pe tabelă și în memorie, înainte de toate, execuția extraordinară lui Andrei Marc, un gol fabulos. Concordia are 1-0 cu Viitorul. Încă o dovadă că fotbalul este neiertător. Viitorul Constanța a avut o posesie mai bună, a semnat și prima ocazie importantă de gol a acestei partide. Concordia Chiajna a replicat târziu. Acest gol nu cade până la urmă întâmplător, pentru că au fost minute bune în care trupa lui Ionuț Badea a reușit să echilibreze situația la mijlocul terenului, s-a apropiat cât de cât de poarta lui Buzbuchi, iar în minutul 32 a venit ușita lui Andrei Marc. Așteptăm replica băieților de la Viitorul Constanța. Andrei Marc, fiul unui fost jucător din prima liga României, Ovidiu Marc, a făcut parte dintr-o generație extraordinară a clubului Ceahlăul Piatra Neamț. Mingea este respinsă aici de Gorobsov până la Artean, care aruncă balonul spre Hodorogea, aflat în duel cu Marc. Recuperează acolo Luchin. Hodorogea prinde spațiul porții, prinde însă și Caparco balonul. Foarte bună apariția lui Luchin în atac, a creat acolo un moment de superioritate numerică pentru Viitorul Constanța. Șutul lui Hodorogea însă n-a fost unul extraordinar, n-a reușit să lovească în plin balonul, iar acum Viitorul recuperează prin omniprezentul Andrei Ciobanu, omul de bandă dreaptă. Mingea întoarsă pentru Hodorogea, Buzbuchi nu se va complica, mingea aruncată spre mijlocul terenului și stă încă o dată, remarcă acest lucru foarte bine linia defensivă a Concordiei Chiajna, mereu atentă și mereu dispusă să facă pasul înainte. Lovitură liberă pentru gazde. Gică Hagi are griji și mai mari după ce a marcat Andrei Marc, e firesc, însă nu a fost în momentul ăsta decât preț de câteva secunde relaxat aici la Chiajna. Bine, acum amintindu-ne de întâmplările Concordiei Chiajna, care după ce a egalat la media și a arătat că e mulțumită cu acel 1-1, s-ar putea acum că Ionuț Badea să fi schimbat strategia. Echipa sa conduce, respinge Luchin, dar Concordia Chiajna evident nu cred că se poate gândi să țină de acest rezultat. Oricum, vorbeam de 0-0, un rezultat inexistent în întâlnire dintre cele două echipe. Din fericire am avut un gol și rămânem optimiști. Dintr-un alt unghi, duelul dintre Marc și Văduț, da, este un contact acolo, îi dă peste picior adversarului Andrei Marc înainte să preia controlul asupra baronului. Ceea ce s-a întâmplat în ultima parte a fazei e cu totul altă poveste, pentru că e o reușită specială, o reușită cum nu vezi des și cu atât mai importantă cu cât aparține unui fundaș central. Da, este remarcabil. Trecând peste acea fază, vom afla evident la pauză părerea unui specialist. Per total însă, tot golul îi aparține acelui jucător. Aici este faptul remarcabil. El a recuperat, el a reușit să treacă de încă un adversar și mai apoi să șuteze. Faul făcut acum de Gorobsov, jucător cu dublă cetățenie italiană și argentiniană. Mățan, extrem de furios. Dar trebuie să se liniștească. Spuneai și tu, Cătării, mai devreme, că este un jucător capricios, nu? Cel puțin asta arată prin unele manifestări. Știe și el că este foarte, foarte talentat, însă trebuie să rămână modest. E important pentru cariera lui. Da, să-și vadă de fotbal, cum spunea Gică Hagi. Deocamdată schimbare de direcție. Au gândit bine din nou cei de la Viitorul Constanța. O pasă cu călcâiul încercată de Alexandru Stoica. Tentativa însă dejucată de intervenția bună a lui Mihai Leca. Boboc pentru Ghiță. Mățan, bună această pasă pentru Văduț, care nu reușește să întoarcă mingea lui Mățan și pleacă la contraatac. Trupa lui Ionuț Badea cumva reușește acolo Gabi Matei să păstreze mingea. Ivanović ratează pasă. Da, ideea era una generoasă. Mingea, dacă ar fi fost aruncată mai mult pentru Răzvan Grădinaru, i-ar fi dat posibilitatea fotbalistului Ilfovean să se apropie periculos de poarta lui Buzbuchi. Foarte interesantă și faza de mai devreme. A întârziat Văduț, poate că din prima, dacă ar fi dat drumul balonului, ar fi avut șanse mai mari. Văduț, și este intervenția lui Caparco!
Nu este gol, cel puțin după semnalizarea arbitrului asistent. Și după ce am văzut golul etapei, e posibil să fi urmărit faza etapei. Gică Hagi a țâșnit de pe bancă la arbitrul asistent, de la care dorea o semnalizare pentru centralul George Redulescu. Toți cei de la Viitorul convinși că mai devreme mingea a ajuns în poartă. Să vedem ce ne spun relorile. Andrei Marc, dacă nu mă înșel, este jucătorul cu probleme, jucătorul întins pe gazon. Totul pleacă de la această pasă extraordinară a lui Mățan. Să știi că putem vorbi și de un hands la Marc. O să mai revedem această fază. Să vedem ce se întâmplă aici. Da, din bară, mingea este atins, vine în brațul drept al lui Andrei Marc. Aici n-a fost hands, e clar, pe piept l-a șters pe capitanul infovenilor. Dar cum a reușit aici Marc să evite autogolul? Ion Crăciunescu ne va spune la pauză dacă într-o asemenea situație se poate acorda lovitură de la 11 metri, pentru că e clar, mingea atinge brațul drept al lui Marc. Cred că asta a reclamat Gică Hagi, nu faptul că baronul ar fi trecut dincolo de linia porții. Nu avem tehnologie VAR, nu suntem la campionatul mondial de fotbal. Eu cred însă că nu se putea acorda lovitură de la 11 metri. N-avea cum Andrei Marc să-ți țină mâna lipită de corp, plecase în alunecare și mai cu seamă nu era niciun adversar aproape de el să-l fi incomodat sau să-i fi deturnat traiectoria balonului. În fine, minutul 40, 1-0 Concordia Chiajna versus Viitorul Constanța, o decizie greu de luat de către brigada de arbitri condusă de George Rădulescu. Gică Hagi, dacă am văzut bine gestul, trimis în tribună de centralul George Rădulescu. Acum jocul nu se rea pentru că Rădulescu așteaptă ca Hagi să părăsească zona tehnică. Lucrul ăsta deocamdată nu se întâmplă. Extrem de furios, Gică Hagi dialoghează acum cu arbitrul de rezervă, cu Andrei Chivulete. Sunt momente tensionate aici la Chiajna. Am văzut foarte multe lucruri interesante în ultimele 10 minute. Super golul lui Andrei Marc, precedat, zic eu, de un fault asupra lui Voduț și această fază controversată. Pe mine m-ai trimis în tribună. Gică Hagi n-a înțeles de ce George Rădulescu l-a expulzat de pe banca tehnică. Evident, dacă el a fost cel avertizat și e clar, atunci jocul nu se va relua. Știe și Gică Hagi lucrul ăsta și se va duce în tribună foarte, foarte curând. E posibil ca unii spectatori să nu înțeleagă ce se întâmplă. George Rădulescu nu poate da drumul la meci până când Gică Hagi nu va părăsi zona de la marginea terenului. Iată aici, cred că balonul ăsta ne spune reluarea, nu a depășit cu toată în întregime linia porții. Eu îmi permit, cel puțin, să emit această părere. N-a fost nici gol și cred că nu se putea da nici lovitură de la 11 metri. Repet, pe specialist îl așteptăm imediat în pauză, pe Ion Crăciunescu. El le va da și verdictul pentru această fază. Și mai mult ca sigur, Gică Hagi a fost trimis în tribune din cauza faptului că l-a certat pe arbitru, i-a cerut explicații pentru că nu a validat golul sau, în fine, echipa sa n-a primit lovitura de la 11 metri. Sunt minute bune de tergiversări. Se decide greu Hagi senior să părăsească banca tehnică. Da, cred că jocul e întrerupt de mai bine de 3 minute. Acum se decide Hagi să se ducă în tribună. I-a reproșat ceva și lui Ionuț Badea. Dar ce vină să aibă Ionuț Badea pentru ceea ce s-a întâmplat? Până la urmă, bine, Hagi s-a legat de deciziile luate de George Rădulescu. Da, când e supărat, atunci îți pui mai multe întrebări. Iată-l și pe Zoli Iașco, lângă Gică Hagi. Să știi că e mai dificil să fii arbitru de rezervă aici, cazul Chivulete Junior, decât centralul George Rădulescu. Eu zic că e greu să fii și asistent pe pe acea parte. Da, pe acea parte, pentru că am văzut spre asistent a țâșnit Gică Hagi la capătul
fazei petrecute mai devreme. Faza care a declanșat, să spunem așa, scandalul aici la Chiajna. Tocmai pentru că George Rădulescu a mers pe mâna acelui arbitru asistent, cred că era Marius Marchidanu, sper să nu greșesc. Deocamdată însă Concordia Chiajna iese cu bine din aceste momente tensionate, are posesie și este o lovitură liberă, bătută simplu de Gorobsov pentru apariția lui Gabi Matei. Vine imediat și pasa Petre Ivanovici, încearcă centrarea. Va fi doar repunere din tușă pentru formația lui Ionuț Vadea. E acolo Gabi Matei, repunere pentru Deaconu Matei. Blocat de Boboc Ivanovici, grădinarul în blocaj, încă o dată Deaconu. Șut ratat, mingea se duce în aut de margine. Da, foarte bine a judecat faza Răzvan Grădinaru, nu era într-o poziție convenabilă, dar a încercat să trimită mingea spre colțul porții din dreapta, tocmai pentru a surprinde apărarea celor de la Viitorul Constanța. Stă bine din nou Mihai Leca, faultează. Vezi, astfel de faze te pun pe gânduri. Nu mi s-a părut o intrare tare, amintindu-ne de golul lui Andrei Marc și de faza care a precedat acea lovitură superbă. Primește aici balonul Boboc, trece spectaculos Boboc de Gabi Matei, mai departe către Stoica, reușește să se întoarcă Stoica, pas excelent pentru Văduț, ratare uriașă, o două mare ratare în dreptul lui Mihai Văduț. Ghiță, nu l-a zăzut ceva mai devreme pe fundașul central, a dat cu palmele de gazon pentru că nu înțelegea cum Văduț a ratat aici, aflat poate într-o poziție neregulamentară Mihai Văduț în momentul pasei lui Alexandru Stoica. Remarcăm însă, în condițiile în care jocul a fost să continue, remarcăm pasa aceasta lui Alexandru Stoica, așa cum am remarcat-o mai devreme pe cea lui Mățan, pentru același Văduț. Alex Stoica foarte ușor a trecut de Andrei Prepeliță, pasa într-adevăr una de geniu. Văduț în schimb nu s-a uitat la poartă, a fost sigur că va ținti spre colțul buturilor, nu i-a reușit execuția. 1-0 continuare pentru Concordia Chiajna, echipă care atacă, Hodorogea respinge, balon recuperat de Gorobsov, foarte bună prestația lui Gorobsov în centrul linii mediane, foarte multe baloane pe care le-a capturat italo-argentinianul, încă o minge aruncată în dreptul punctului cu VAR, dar până la urmă va fi doar o repunere din 6 metri a lui Buzbuchi. Aflăm imediat cu cât va fi prelungită această primă repriză, în mod normal, undeva pe la 6 minute, cum am avut și aseară, la duelul dintre FCSB și Dinamo. Nu, 3 minute, doar 3 minute suplimentare pentru prima parte a acestui duel. Andrei Prepeliță, ceva probleme de ordin medical. Mai devreme l-am văzut pe fostul atacant deja al Concordiei Chiajna și campion cu Oțelul Galați, pe Marius Pena, alături de președintele clubului Ilfovean. S-ar putea să fie o nouă numire în viitorul apropiat, un nou director sportiv aici la Concordia Chiajna. Din nou Ghiță. Pasă greșită. Va repune Alessandro Caparco. Concordia conduce cu 1-0 după supergolul marcat de Andrei Marc. Partea a doua acestui joc ne poate aduce însă foarte, foarte multe. Vă spunea și Cătălin la începutul acestei transmisii. 4 schimbări făcute de Ionuț Badea în echipă față de duelul cu Gaz Metan Mediaș. Albu, Fota, Nivaldo și Marian Cristescu au fost scoși din primul 11. În locul lor alți jucători de care vă vom vorbi în partea a doua acestui joc. Da, mutări care i-au ieșit cel puțin raportându-ne la prima repriză lui Ionuț Badea, o altă atitudine a echipei sale, chiar dacă timp de 30 de minute a fost mereu presată de Viitorul Constanța, a reușit să echilibreze situația și mai apoi am văzut și acel gol spectaculos marcat de Andrei Marc. Da, Concordia Chiajna s-a ținut bine, repet, o echipă bine așezată pe teren, iată din nou un moment acum în care toți fotbaliștii lui Ionuț Badea sunt în cealaltă jumătate de teren. Hodorogea le face semn colegilor din defensivă să iasă din careu, se mișcă bine însă Ilfovenii cu capul. Capitanul Andrei Marc, este o semnalizare de la margine și va fi o lovitură liberă indirectă pentru cei de la Viitorul Constanța. Boboc trece acolo de Ivanovici,
Mățan se întoarce foarte bine. În partea dreaptă este Andrei Ciobanu și este liber. Primește acum jucătorul de bandă al celor de la Viitorul Ciobanu, o combinație cu Mățan. Ce dragul lui Mățan, periculoasă! Ocazie pentru Alexandru Stoica. Da, el a fost ultimul care a atins mingea, a apărut foarte bine acolo la colțul lung. Știa cât de mult însemna un gol marcat acum în ultimele momente ale primei reprize. Alexandru Stoica a lovit balonul, cred, cu genunchiul. Da, n-a avut o poziție convenabilă, n-a putut să pună acolo latul piciorului stâng. Un atacant însă care a reușit să ajungă la minge, de apreciat, o poziție incomodă, a încercat să agațe balonul, n-a izbutit să-l cadreze, să-l trimită pe spațiul porții. Viitorul Constanța încearcă să găsească drumul spre golul egalizator în acest final de prima repriză, de care ne mai despart doar câteva secvențe. Ghiță întoarce balonul pentru Buzbuchi și George Rădulescu pune punct primei părți acestui duel. Concordia Viitorul 1-0, gol marcat de Andrei Marc. Imediat Fotbal Club, vă așteptăm cu partea secundă în... Thank you.
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Pe marginea terenului, însă nu una veritabilă, una provocată de nervii lui Gică Hagi, care a contestat unele decizii luate de arbitrul de centru George Rădulescu. Acum chiar e furtună, cu adevărat, la Chiajna. Și asta mă amintește de întâmplările de la Constanța, în acea partidă cu Dunărea Călăraș, când tot din cauza unei ploi torențiale, a unei furtuni, a căzut instalația de nocturnă. Deocamdată aici la Chiajna lumina este de o calitate foarte, foarte bună. Sunt curios dacă va ieși arbitrul George Rădulescu să testeze suprafața de joc. Iată momentul golului cu acea deposedare a lui Andrei Marc, urmată de un dribling scurt și de această lovitură
absolut senzațională, cel puțin pentru un stopăr, iar balonul i-a și sărit oarecum ciudat. Cred că cei de la Viitorul Constanța au cerut și un foul care a premers practic acestei execuții splendide semnată de Andrei Marc. Întârzie revenirea celor două echipe de la vestiare, probabil din cauza condițiilor.
Ne-am reîntors pe sinteticul de la Chiajna, plouă năpraznic aici, dar s-a reluat repriza secundă a partidei. Concordia Chiajna are 1-0 cu Viitorul Constanța, gol marcat de Andrei Marc în minutul 32. Au fost ceva probleme de ordin tehnic din cauza unei pene de curent întâmplate la Chiajna, localitatea aflată foarte aproape de București. Viitorul Constanța în aceeași distribuție, minge întoarsă în cealaltă parte a terenului. Paul Iacob însă nu ajunge decât târziu. Este ofensiva pe care au declanșat-o fotbaliștii pregătiți de Gică Hagi, aflat în tribune. Ne amintim finalul primei reprize cu acea decizie a arbitrului George Rădulescu. Greșeală aici a defensivei ilfovene, posibilitate de 1-1, dar este o minge scoasă, miraculos aș putea spune, din fața porții de către Mihai Leca. Foarte bun început de repriză secundă pentru cei de la Viitorul Constanța. Urmează contra Concordiei Chiajna. A plecat Răzvan Grădinaru. Vine pasa pentru Ghesan. Bun angajamentul. Anticipează Buzbuchi și respinge. Iar ciocnirea lui cu Ghesan a fost una destul de dură. A dictat lovitură liberă pentru formația oaspete. Arbitrul George Rădulescu, vă reamintim, Vladimir Urzică și Marius Marchidanu sunt asistenții lui Concordia. În continuare, Cuca Parco, Matei, Leca, Marc Panai, Prepeliță, Gorobsov, Deaconu, Ivanovici, Ghesan și Grădinaru. De partea cealaltă, Buzbuchi în poarta Viitorului Constanța, Lukin Hodorogea, Ghiță și Paul Boboc în linia defensivă, Andrei Ciobanu, Andrei Artean și Paul Iacob, tridentul de la mijlocul terenului, alți trei oameni în atac, Alexandru Stoica, Mihai Văduț și Alexandru Mățan. Apropo de Mihai Văduț, cel care a irosit două situații foarte bune de gol, cel puțin a doua a fost uriașă, mingea la angajamentul lui Stoica a fost trimisă de Văduț pe colțul porții, numai că nu a reușit să cadreze acel balon și Văduț ca Ghiță a fost cel care s-a luat primul cu mâinile de cap, a irosit șansa unui rezultat de egalitate cu care Viitorul Constanța putea pleca la pauză. Ciobanu îi trimite lui Văduț, reușește să blocheze acolo Andrei Marc, ușor se domolește ploaia aici la Chiajna și lucrurile intră în ordinea firească. Oricum îi felicităm pe spectatorii care nu s-au speriat de ploaia torențială și au rămas în tribune. Sigur că tribunele sunt, ca și peluzele, sunt acoperite, dar au fost câțiva care au plecat iute spre casă. Acoperite parțial, dar la ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni în toată țara, reprizele de ploaie deja au devenit o obișnuință. Încă o contră semnată de Viitorul Constanța, Hodorogea scoate în dreapta, vine și centrarea cu capul. Este atent însă Caparco și se va pregăti doar de o repunere din 6 metri. Vă reamintim, Viitorul cu o formulă aproape în totalitate schimbată față de duelurile cu Viteza Arnhem din Europa League. Din punctul ăsta de vedere, Concordia se poate spune că a avut noroc și în startul sezonului precedent, pentru că îmi aduc aminte că la un moment dat am fruntat pe FCSB atunci când roșialbaștri erau mai ocupați cu afacerile europene decât cu cele interne și FCSB a jucat la fel cu o formulă improvizată. Au câștigat roșialbaștri meciul cu 2-1, au făcut-o foarte greu cu un gol marcat de Daniel Benzar. Deocamdată Ghesan rămâne singurul care încearcă să facă un pressing acolo în zona axului, în fața lui Ghiță și Hodorogea. Andrei Ciobanu încă o dată se duce în centru, foarte bun dribblingul, Prepeliță este pe urmele sale, venea și pasa, ce înseamnă să lovești doar cu dreptul, pentru că ar fost mult mai ușor să-i trimite lui Văduț cu piciorul stâng. Viitorul Constanța în continuare în atac, o încercare, un dribbling super, poate vine rezolvarea cu diagonala care căuta colțul lung, doar corner pentru Viitorul Constanța. Foarte frumoasă acțiunea lui Boboc, unul dintre jucătorii promovați la prima echipă a celor de la Viitorul pentru acest sezon, de Gică Hagi. Și foarte aproape acolo de un autogol, Andrei Marc izbit de minge, iată, astăzi totul, absolut totul îi iese lui Andrei Marc, dacă ținem cont de gol, precedat, așa cum spuneam, în opinia mea, de un fault, apoi faza în care reușește să evite autogolul și acum acest moment, iarăși, pentru a doua oară, aproape de autogol, Andrei Marc. Partida este una foarte, foarte interesantă, așa cum ne așteptam. Foarte hotărâți au intrat în joc în repriza secundă. Fotbaliștii de la Viitorul Constanța au nevoie de golul egalizator. Chiajna însă se apără în siguranță. Încă o dată, repet acest amănunt, o echipă foarte bine așezată. Gică Hagi dezamăgit de întâmplările pe care le-a trăit în finalul primului act. Vezi, de la zâmbetul lui
spuneai până la jumătatea primei reprize că l-ai văzut mai rar zâmbind în timpul unui meci, de această dată un pachet de nervi, Gică Hagi, o deposedare corectă a lui Hodorogea, minge aruncată imediat în atac, intervine calm Andrei Marc și Andrei Marc are toate șansele să devină omul meciului, dacă nu cumva eroul Concordiei Chiajna în această seară. O pasă a lui Preperiță foarte interesantă, Ivanovici încearcă să așeze mingea pentru Ghesan. A fost o semnalizare de la margine. Poziția lui Ghesan se pare că nu a fost una corectă. Un vârf interesant, Ghesan a înscris chiar la debut în meciul cu Gazmetan Mediaș. Reușita lui însă nu i-a folosit la nimic Concordiei, pentru că Gazmetan s-a impus cu scorul de 2-1. Da, numai că l-a convins prin evoluția sa Ghesan pe Ionuț Badea că merită să fie titular și în această seară. Foarte bună preluarea lui Andrei Artean, vine imediat și pasa în lateral, nereușită. Chiajna încearcă să replice pe contraatac. Iată-l pe Ghesan cât de mult a coborât de unul singur. Răzvan Grădinaru nu poate șarja la infinit. E încă o contră pe care o semnează cei de la Viitorul Constanța. Caparco, iarăși o intervenție impecabilă în fața lui Văduț. Acesta a cerut, s-a uitat imediat spre arbitru George Rădulescu și a solicitat o lovitură de la 11 metri, dar ajung în același timp la minge Mihai Văduț și Caparco. Sigur, opiniile definitive în privința fazelor controversate aparțin lui Ion Crăciunescu, dar în cazul acestei faze ne permitem să spunem că a fost o intervenție corectă a golkeeperului italian. Da, s-a hazardat acolo însă Mihai Leca în momentul în care a vrut să-i trimită balonul cu pieptul portarului. Caparcon s-a anticipat corect, iată-l din nou pe Ghesan. Îi trebuie rază de acțiune, este foarte puternic însă ivorianul. Matei a combinat acolo cu Goropsov, cu Deaconu, a fost combinația de mai devreme. Avem și noi dificultăți din cauza ploii să vedem anumite lucruri care se petrec pe gazon. O imagine mult mai fidelă a celor ce se întâmplă o aveți dumneavoastră. Buzbuchi rămâne calm, minge scoasă pentru Hodorogea, l-a păcălit acolo pe Răzvan Grădinaru din preluare. Hodorogea deschide imediat jocul, Andrei Ciobanu. Iată ce schimbări de direcție pentru Viitorul Constanța. În mod normal, mingea, dacă va ajunge pe cealaltă parte, atunci Viitorul Constanța s-ar putea apropia de poarta lui Caparco. Tentativa însă eșuată după greșeala lui Paul Boboc și este replica din nou veninoasă pe care o dau cei de la Concordia Chiajna de unul singur. Ronaldo Deaconu obține faultul și implicit lovitura liberă. Ultimele patru meciuri dintre cele două echipe, mai precis partidele disputate în ultimele două sezoane ale campionatului, au fost toate câștigate de formația lui Gică Hagi. Asta spune totul despre raportul de forțe dintre cele două trupe din ultimul timp. Ultima partidă a fost chiar, s-a terminat chiar cu un 3-0 pentru Viitorul în decembrie 2017, dublă Țucudean, o altă reușită semnată de Eric din penalti. Deocamdată e lovitură liberă pentru Concordia Chiajna. Foarte bun și Răzvan Grădinaru, cel care și-a prelungit angajamentul cu Concordia Chiajna. Balon deviat de Ghesan, prins însă cu acuratețe de Alexandru Buzbuchi. Imediat pentru Hodorogea. Viitorul construiește cu baloane plecate de cele mai multe ori de la propriul portar. Este absolut normal să se întâmple așa, gândindu-ne la filozofia de care ne tot vorbește Gică Hagi. Prepeliță, elegant, s-a descurcat în fața lui Artean. Prepeliță poate deschide pentru Răzvan Grădinaru, încă o incursiune a lui Grădinaru în flanc. Vine imediat la susținere același Prepeliță. Se pierde însă în momentul centrării, cred că a vrut să întoarcă mingea pentru un dribling. Tentativă eșuată însă și doar repunere din 6 metri pentru Buzbuchi. Plecat din România după un titlu câștigat cu FCSB în 2015, Andrei Prepeliță a avut două experiențe în străinătate, una în Bulgaria la Ludogorets Razgrad, cealaltă în Rusia la Rostov. Nu putem să le caracterizăm drept experiențe reușite. A mers și în locuri unde concurența era una dură. Dar au fost mulți jucători în tricoul Stelei FCSB-ului care au plecat. Uite cazul Bourceanu, este iarăși la fel de bun pentru ceea ce s-a întâmplat după cu cariera fotbalistului și el campion
al României cu Oțelul Galați. Prepeliță simplu pentru Gorobsov. Au stat bine aici, în axul median, cei de la Concordia Chiajna. Își păstrează cumpătul, sunt fotbaliști cu experiență, atât Prepeliță cât și Gorobsov. Recuperează însă acum Andrei Artean. Minge pentru Ghiță. Din nou Artean la primul meci ca titular pentru Viitorul. Voduț îl deschide pe Andrei Ciobanu, aflat aici într-un duel cu Panait. Reușește să blocheze fundașul stâng al Concordiei Chiajna. El este unul dintre cei patru jucători noi propuși în această seară de Ionuț Badea față de formula din meciul cu Gaz Metan Mediaș. Din nou se așează bine în defensivă cei de la Concordia Chiajna. Mățan pentru Voduț, din nou Mățan, minge scoasă în lateral, de acolo se poate continua această fază de atac, strângând sau superioritate. Ilfovenii reușesc să recupereze, Alexandru Stoica, Hodorogea așteaptă și primește capitanul Constanțenilor. Hodorogea a reușit bun de la distanță, deocamdată nu l-a încercat în această seară. Pasa vine din nou bine pentru Ciobanu și este din nou ocazie mare de această dată pentru Alexandru Stoica. Două ocazii în dreptul lui Alexandru Stoica în această partidă. Două mari ocazii în dreptul lui Mihai Voduț. Au dreptul cei de la Viitorul să considere că scorul nu este cel corect în acest moment, dar diferența într-o partidă este făcută de goluri și la acest capitol Concordia desigur stă mai bine. 1-0 după reușita lui Andrei Marc din minutul 32, fundașul central care și-a prelungit contractul cu Concordia Chiajna în această vară cu două sezoane. Minutul 58, sunt curios dacă până la urmă Hagi va recurge și la atacantul Denis Drăguș, cel care a marcat 75% dintre toate reușitele izbutite de Viitorul Constanța în acest început de sezon. Mai sunt soluții, poate îl vom vedea și pe francezul Uri, deocamdată însă apare doar echipa medicală a Constanțenilor. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. Minutul 59 la Chiajna, Concordia Viitorul 1-0 din tribuna acolo, din primul rând al tribunei a doua. Gică Hagi se poate face ușor auzit de către fotbaliștii lui. Vă reamintim, a fost eliminat de arbitrul George Rădulescu, aproape de final, prime reprize. Stoica Mila ajunge cu noroc la el, Caparco! Încă o intervenție foarte bună a lui Caparco. Cred că e concurență între Caparco și Andrei Marc pentru titlul de cel mai bun jucător al Concordiei Chiajna în această seară, Cătălin. Dezamăgit Gică Hagi, pasa foarte bună, cu șansă, într-adevăr, balonul ajunsese la Alexandru Stoica. Încă o ratare în contul lui. El și Voduț practic s-au întrecut în această seară în a irosi ocaziile pe care Viitorul Constanța și l-a creat. Și uite, nu întâmplător, chiar vorbeam în deschiderea acestei partide, Viitorul Constanța, deși cedase pe teren propriu cu Dunărea Călăraș, ratase foarte multe situații, inclusiv un penalti. Ocazii creează echipa. Din păcate lipsește atacantul care să o bage în poartă, iar Denis Drăguș, poate nu întâmplător, va fi aruncat pe teren ceva mai târziu. Deocamdată Prepeliță, vine și centrarea inexactă, însă Ghesan ar fi trebuit să afle la capătul ei. Balon recuperat de Ronaldo Deaconu, a mai avut o lovitură în prima repriză cu piciorul drept, mult mai slab această dată. 30 de minute până la finalul acestui joc. Revedem ocazia de mai devreme a celor de la Viitorul. Alexandru Stoica nu reușește să strecoare mingea pe lângă Alessandro Caparco. Cred că asta și-a dorit. Iată, să salte balonul de fapt peste Alessandro Caparco. Spre mâhnirea lui Gică Hagi, am văzut reacția nervoasă antrenorului celor de la Viitorul după această nouă ratare a lui Stoica. Și să știi că am văzut un vultur în poarta Concordiei Chiajna, cel puțin la modul în care Alessandro Caparco și-a întins brațele cu pieptul înainte, tocmai pentru a acoperi o zonă cât mai mare din poartă. A reușit și de această dată o Robinsonadă. Foarte bine s-a descurcat până acum portarul Ilfovenilor și, într-adevăr, la bătaie cu Andrei Marc, acum e greu să-l creditez pe unul dintre ei ca fiind omul meciului. Să nu ne grăbim, încă cel puțin 30 de minute din această întâlnire. Ultima etapă a doua ligii întâi. Pasă către Deaconu, cade acolo, Deaconu nu scoate lovitura liberă.
Ce trimis apoi, însă, în afara terenului. Gabi Matei, pregătit să repună de la margine. Fotbalist adus în urmă cu mai mulți ani de FCSB de la Pandurii Târgu Jiu cu peste 600.000 de euro. Sumă foarte, foarte mare. Adevărat, a avut și probleme medicale Gabi Matei, dar până în momentul ăsta al carierei lui nu putem spune că a confirmat cu adevărat. Poate o face aici la Concordia. Poate un nou început pentru el. Pasează Robert Hodorogea pentru Ciobanu, foarte activ în această partidă, Andrei Ciobanu. Văduț, nevoit să întoarcă balonul până la Sârghian Luchin. Doar Ghesant dintre cei de la Concordia este undeva în preajma centrului terenului, rest retrași fotbaliștii lui Ionuț Badea. Da, de fiecare dată când pierd un duel, imediat jucătorii Concordiei Chiajna au parte de dublaj. La fel s-a întâmplat și mai devreme, a sprintat, cred, Răzvan Grădinaru mai bine de 30 de metri pentru a-și ocupa poziția în flancul stâng al compartimentului median. O deviere frumoasă aici pe care a încercat-o și a reușit-o doar parțial Alexandru Stoica. Nu s-a complicat însă Caparco. Din nou momente bune de posesie pentru cei de la Viitorul Constanța. Mingea însă ajunge la Leica, greșește însă și fundașul central. Nicio șansă pentru Petre Ivanovici de a intra în posesie. Probabil la un moment dat îl vom vedea pe teren pe capitanul tradițional al celor de la Concordia Chiajna, pe Marian Cristescu. Va fi o soluție importantă pentru finalul jocului, ținând cont de experiența pe care o are Ghiță. Aici cu exteriorul pasă pentru Alexandru Stoica. Cât de important a fost această intervenție a lui Leca. Asta pentru că Stoica, dacă ar fi ajuns la minge, avea posibilitatea unei centrări pentru Mihai Văduț, aflat acolo în fața porții gazdelor. S-a întins bine Mihai Leca, nu întâmplător acuză și ceva crampe musculare. Este însă corner pentru Viitorul Constanța. N-am avut foarte multe lovituri de la colțul terenului în această seară și la acest capitol domină echipa constanțeană. Iată-l și pe Luchin, foarte bun în duelurile aeriene. Moțan înaltă mingea, Caparco nu se complică, vine șutul în forță și respinge același Andrei Marc. Și au fost probabil microbiși care și-au adus aminte de golul lui Ciobanu cu Botoșanul ceva mai devreme. Centrează același Ciobanu. Marc reușește să respingă. Din nou corner pentru Viitorul. Insistentă și în această repriză secundă formația lui Gică Hagi. Încă o dată șutul lui Andrei Ciobanu. Și cine putea fi acolo pe traiectoria baronului decât Andrei Marc? A respins totuși neglijent Caparco aici. Putea să trimită în lateralul porții sale. Oricum Andrei Marc l-a scos. A respins ca un fundaș central veritabil. Nu s-a complicat, n-a stat pe gânduri. Și din nou Mățan este regizorul acestui corner. Foarte bun dribblingul. Vine și centrarea lui Andrei Ciobanu. Bara transversală se opune golul egalizator. Și până la urmă Concordia Chiajna scapă și din această fază. Ce ocazie pentru formația lui Gică Hagi. Cred că Luchin a fost cel care a trimis în transversală. Marc, din nou pe traiectoria baronului, minge ajunge la Răzvan Grădinaru, în fața lui Ciobanu. Grădinaru încearcă să-i trimite lui Ghesan, fost junior la Nantes în Franța și în Italia la Padova. Pasează Mățan, încearcă acolo o combinație cu Ciobanu, a recuperat Prepeliță. Concordia Chiajna trebuie să țină de minge pentru că Viitorul Constanța în ultimele minute nu le-a oferit nicio clipă de răgaz fotbaliștilor antrenați de Ionuț Badea. Răzvan Grădinaru de această dată găsește cea mai bună pasă Ronaldo Deaconu, mută jocul și este contraplecarul, încearcă acum Ilfovenii. Petre Ivanovi s-a uitat spre Ghesan, vine și centrarea, prinde Buzbuchi. Și repune repede balonul pentru Virgil Ghiță. Nimeni nu are răbdare în această partidă. Pasă pentru Mățan, a anticipat însă foarte bine acolo Gărobsov. Minutul 66 la Chiajna, în continuare avantaj pentru formația gazdă. Niciun cartonaș galben arătat până acum de arbitrul acestei întâlniri, George Rădulescu. E drept, au fost faulturi de joc. Superbă trecerea lui Andrei Ciobanu și... Tot Stoica am senzația că este cel care trimite cu capul. O lovitură în cross, senzațională, dacă balonul ar fi prins vincul porții. Îl ierta de toate ratările Gică Hagi dacă ar fi marcat aici pe Alexandru Stoica. Pătrunde spectaculos Grădinaru! Da, faultat la marginea careului de Sârghian Luchin, fotbalistul care a fost coechipier la FCSB. Este un fault evident, fault de cartonaș galben într-adevăr. Și să vedem acum dacă
Prepeliță îl va lăsa tot pe Răzvan Grădinaru să tragă, poate veni și Gorobsov. Sunt mai multe soluții pentru această lovitură liberă pe care o are Concordia Chiajna. Nu prea mai avea nicio șansă aici. Luchin fusese prins oricum pe picior greșit. Dacă n-ar fi faultat, atunci Grădinaru avea timp să-și potrivească șutul, pentru că nu mai era niciun adversar în imediata sa apropiere. Nicolas Gorobsov este cel pe care îl avem acum în prim plan. Un străbunic care a trăit la Chișinău, născut la Chișinău foarte multă vreme în urmă, familia a plecat mai apoi în America de Sud. Gorobsov va încerca, în mod normal, să șuteze pe poarta lui Alexandru Buzbuchi. 6 oameni, 5 oameni în zid! N-a tras rău. În acest moment pe DigiSport 2, DigiSport 3 și DigiSport 4 tenis în direct. În această săptămână turneul feminin de la San Jose, de asemenea turneele ATP și WTA de la Washington pe DigiSport 2 la ora 3. Iată, în cursul acestei nopți, o partidă foarte interesantă din cadrul turneului de la Washington. Ana Bogdan înfruntă pe Ekaterina Makarova. Până la urmă, între finalul acestui meci de la Chiajna și startul meciului de la Washington, nu e o diferență atât de mare pentru pasionați. Încă o dată Mățan, ce bine acopere și această minge. Pasă bună, Andrei Ciobanu, și el prezent pe acest flanc de fiecare dată, a găsit soluții optime. Centrare, convinge întoarsă imediat pentru Andrei Ardean. E greu acolo, la înălțimea lui Mățan, să te descurci între cei doi fundași centrali, Mihai Leca și Andrei Marc. Dar, mă, normal, cred că toate mingile pe care viitorul Constanța le va duce spre careul advers ar trebui să vină pe jos, la firul ierbii, pentru a putea marca. Cojocaru, Mladen, De Noer, Vână, Uri, Drăguș și Pitu sunt rezervele lui Giga Hagi în această seară. Probabil că vom vedea curând și vedete pe teren la Viitorul. O parte dintre fotbaliștii pe care de obicei vedem în primul 11 și care astăzi au fost pe lista rezervelor. Ghesan, extrem de puternic acest jucător ivorian. Leca degajează balonul în zona unde se află Ivanovici. A recuperat Ghiță. Totul depinde și de inspirația pe care o va avea Giga Hagi sau nu în această seară. Nici eu nu zbatea deocamdată, nu a mutat și ușor, iată-ne în minutul 70 al meciului. Andrei Ciobanu încă o dată intră în combinație cu Alex Stoica. Mățan așteaptă și el, la fel și Voduț. Nu sunt foarte multe soluții pentru Viitorul Constanța. Mircea ar trebui scoasă din acea zonă a terenului și până la urmă este doar repunere din tușă. Pasează Ardean pentru Ghiță. Iată, urcă din nou unul dintre fundașii centrali în ajutorul atacului. Voduz neatent, deposedat ușor de Leca. Prepeliță îi pasează lui Grădinaru. Excelent în fața lui Grădinaru. Hodorogea. Acum Andrei Ciobanu. Centrarea lui Andrei Ciobanu era pentru Voduz. Respinge foarte bine Leca. Ce preluare reușește ivorianul Ghesan. Ce control bun al balonului. Este însă atacat acolo și până la urmă deposedat Andrei Ardean. Ghesan trebuie să lase balonul. Într-adevăr, din el ieșise mingea în afara câmpului de joc. Și iată prima schimbare pe care o face staful tehnic al celor de la Viitorul Constanța. Mihai Voduț, în mod normal, este cel înlocuit. În locul său intră francezul Uri. Nu m-ar mira să apară și Drăguș în câteva clipe. Minutul 71, schimbare la Viitorul. A ieșit cu numărul 7, Alexandru Mațan. Uri mai scunt decât Mihai Voduț, dar cu siguranță mai tehnic. Iată, un alt pariu reprezentat de un jucător din afara granițelor României, făcut de Giga Hagi.
primul pariu de acest fel a fost Boban Nicolov, aflat acum în Ungaria la Uipești. Uipești, da. Și apropo de acest Urii, în meciul de debut al sezonului în Luxemburg, el a intrat ca rezervă, însă a jucat foarte bine, iar mai apoi Hagi l-a titularizat în returul cu echipa din Luxemburg. Urii a fost din primul minut și în partida cu Vitesse Arnhem. Acum doar rezervă, pentru că Hagi își dorește ca echipa sa să dea lovitura în returul cu formația olandeză. Iată-l pe Urii, foarte tehnic este francezul, scoate imediat în lateral, vine și centrarea, din nou Caparco, foarte bun și de această dată. Iar Alexandru Stoica s-a închinat după această ratare. Vorbele lui Hagi încă o dată: ne creăm foarte multe ocazii de gol, din păcate n-am descoperit atacantul care să și rezolve aceste situații bune. Dar au și plecat mulți atacanți în ultimii ani de la Viitorul, mulți oameni importanți pentru o ofensivă. Deviere aici a lui Ghiță, încearcă să recentreze balonul Artean, dacă am văzut bine, da. Era în acea zonă, e repunere pentru Viitorul. Multe ocazii, chiar au fost multe ocazii în seara asta pentru Viitorul, deocamdată fără realizări formația lui Hagi. Gorobsov e cel care a anihilat acolo atacul Viitorului Constanța pe flanc, s-a retras imediat în centrul compartimentului median și este o minge recuperată chiar cu grație, aș putea spune, de Gabi Matei, pentru că va fi doar repunere din 6 metri pentru Caparco. Aici cred că Hagi aștepta o lovitură liberă după duelul pierdut de Alexandru Mățan, fotbalist care debuta în Prima Liga României în finalul sezonului 2015-2016 într-un meci cu Dinamo terminat 4-4, rămas în memoria colectivă, din păcate, drept partida în timpul căreia și-a găsit sfârșitul Patrick Epping. Da, este și replica pe care i-o dă lui Hagi omologul său Ionuț Badea, intră pe teren Măzărache în locul lui Ghesă. Foarte interesantă și această schimbare, chiar dacă este post pe post, caracteristicile celor doi atacanți sunt totuși diferite. Măzărache e mult mai tehnic decât Ghesă, iată-l acum, primul duel purtat cu Ghiță, pe care îl și pierde Viitorul Constanța, încă o recuperare, același Ciobanu în lateral. Primește balonul Luchin, întoarce Iacob. Luchin către Hodorogea. Nu mai plouă în acest moment la Chiajna. Am trecut cu bine, iată, peste acea furtună izbucnită în pauza jocului. Pasează Urii către Mățan. Acum Boboc. Din nou Lisuri pierde mingea, însă foarte ușor, și poate declanșa contraatacul formația gazdă. Panait. Concordia Chiajna nu mai reușește să țină mingea, de fiecare dată se caută aceste soluții cu baloane aruncate spre vârf. Acum Măzărache se afla la capătul acelei încercări eșuate, însă Măzărache n-a atins mingea, în schimb a fost prezent în vreo două dueluri, poate acum nu are șansă. Înțelegem că analizezi meciul și acționezi imediat. Pariază pe următorul gol, următorul corner, următorul cartonaș și închideți pariul când vrei. Pariază live pe Unibet. Minutul 75 la Chiajna, în continuare 1-0 pentru formația gazdă, aflat acum în ofensivă. Răzvan Grădinaru reușește să controleze balonul, chiar dacă s-a aflat acolo în duel cu Robert Hodorogea. Dan Panait pasă la marginea careului, jocul lăsat să continue, de acum nu a căzut. Andrei Ciobanu este peste tot, tot îl repune din margine. Din câte îmi dau seama, cred că Hagi l-a trimis la încălzire și pe Pitu. S-ar putea să fie una dintre soluțiile pe care le mai are la îndemână. Și Denis Drăguș este foarte aproape să pășească pe teren. Vom vedea imediat soluțiile la care s-a gândit managerul echipei Viitorul Constanța. Echipa sa atacă, o face bine și creează situații de gol, dar nu izbutește să marcheze. Și iată, ne intrând deja în ultimul sfert de oră al acestei întâlniri. Reușește cumva să recupereze balonul Virgil Ghiță. Cred că e de apreciat prestația pe care a avut-o acest fundaș central în cursul acestui joc. Pasează Artean. Minge este la Lisuri, care încearcă lansarea lui Alexandru Stoica. Din nou la finalizare, Stoica! Șutează însă slab.
Și experiența lui Caparco, italianul lasă mingea să iasă în afara spațiului de joc, tocmai pentru a mai rupe un pic ritmul, pentru a mai câștiga câteva secunde. A întârziat un pic, poate o încercare din drop era mult mai bună pentru atacantul viitorului Constanța, așa însă... Iese Mățan, epuizează schimbările în acest moment Gică Hagi, pentru că vor fi două înlocuiri în trupa lui Gică Hagi. Da, cred că în mod normal Prepeliță trebuie să iasă primul. Da, Prepeliță se întreaptă spre marginea terenului. Apropo de experiență, vorbim de Capar, de tipuri la care recurg jucătorii rutinați. Balciu în locul lui Prepeliță, practic o modificare post pe post pe care o face Ionuț Badea. Pitu este unul dintre jucătorii intrați la Oaspeți, celălalt este Drăguș. Alexandru Stoica, unul dintre fotbaliștii înlocuiți, în locul său a intrat Denis Drăguș. Celălalt e Mățan. Dar era absolut normal să facă aceste schimbări Gică Hagi. Viitorul Constanța cred că s-ar mulțumi și cu o remiză în această seară. Am avut un singur gol, cel marcat în minutul 32 de Andrei Marc. Primește Lisuri, intrăm curând în ultimele 10 minute ale acestei partide, avantaj minim pentru formația gazdă. Paul Iacob atacat aici, până la urmă deposedat de Ivanović, vine în ajutorul lui Iacob, însă Sârghean Lupin și acum pasa lui Ghiță, întoarce Alexi Pitu. Pitu, atenție, jucător care are doar 16 ani și 2 luni, vorbim despre cel mai tânăr jucător român, sau cel mai tânăr jucător per total care a evoluat pentru echipă din România în cupele europene. Da, într-adevăr, a fost o premieră și pentru el. Interesant, Hagi a mutat practic toată tripleta ofensivă, a fost înlocuită Văduț, Mățan și Stoica. Acum îi avem pe Drăgușuri și Alexi Pitu în atacul formației constanțene. Aceiași oameni însă au rămas ca să livreze baloane utile în fața porții. Excelent! Din nou Ciobanu. Foarte bine stau din punct de vedere fizic până acum cei de la Viitorul Constanța. La fel și fotbaliștii Concordiei Chiajna, deși au început să apară crampe musculare acolo, mai ales uitându-mă la Mihai Leca. Mă gândeam la Alexi Pitu, știm despre el că este foarte talentat, mi-aș dori ca într-o zi pentru fotbalul românesc să putem să-i spunem Alexis Pitu. Da, apropo de Alexis Sanchez, unul dintre marii fotbaliști ai ultimului deceniu, deocamdată Andrei Ciobanu. Bine, eu mi-aș dori, de exemplu, Andrei Ciobanu să ajungă pe la PSG și să-i auzim pe comentatorii francezi Ciobanu și ar fi minunat. Deocamdată însă Andrei Ciobanu încearcă să-l convingă pe Gică Hagi că merită să intre tot titular în următoarea partidă. Lovitură liberă pentru Concordia, formație pe care o așteaptă o altă partidă foarte dificilă în runda următoare. Sâmbătă va juca în deplasare contra celor de la CFR Cluj. Ce start de sezon pentru Concordia, pentru că peste trei etape are un duel în deplasare cu Craiova, apoi înfruntă pe teren propriu pe Astra Giurgiu. Practic în primele 6 runde ale campionatului înfruntă ultimele 3 campioane ale României. Același joc de posesie pentru Viitorul Constanța, din nou stă foarte bine și reușește să respingă Dan Panait Hodorogea. Hodorogea este cel care leagă jocul Viitorului Constanța, cel puțin în repriza secundă a fost mai mereu omul de la care au pornit cam toate atacurile inițiate de echipa sa. Răzvan Grădinaru, deposedat însă de Artean, e fault și lovitură liberă pentru Ilfoveni. În ultimele minute nu au mai reușit jucătorii lui Hagi să creeze acea presiune pe care am văzut într-o bună bucată din prima parte a acestui joc și în repriza secundă, să vedem cum vor sta lucrurile în ultimele minute ale întâlnirii. Degajează Caparco în zona unde se află Măzărache, însă tot acolo este și Sârghean Lukin. Măzărache, de care vă vorbea Cătălin puțin mai devreme, locuitorul lui Ghesan, a venit liber de contract la Concordia Chiajna. A terminat în vară înțelegerea cu Craiova, formație care îl împrumutase în sezonul trecut la Juventus. Și cât de bine începuse atunci când debutase în tricoul celor de la Craiova, s-a pierdut ușor, ușor. Poate că aici, la Concordia Chiajna, își va reaminti de fotbalul pe care l-a jucat odată. Deocamdată însă n-a beneficiat de foarte multe baloane.
Simone. Stă bine și el acolo, între cei doi fundași centrali. Iată-l pe Măzărache, retras acum, apariția în fața lui Robert Hodorogea. Măzărache dă drumul imediat balonului, se descurcă bine Cristian Valciu și este din nou minge ajunsă în posesia celor de la Viitorul Constanța. Cât de frumos a driblat acolo Lisuri, Denis Drăguș continuă acțiunea. Denis Drăguș și ies două driblinguri, să vedem centrala lui Denis Drăguș la colțul lung. Gabi Mateo, intervenție de siguranță. Da, impecabil, dacă ar fi văzut exact unde este adversarul său, poate i-ar fi putut trimite chiar lui Caparco, așa însă le oferă oaspeților încă o lovitură de la colțul terenului, capitol la care tot Viitorul Constanța deține supremația, se bate din nou pe 6 metri. Greu, greu să pleci pe contraatac, nu reușesc nici de această dată cei de la Concordia Chiajna. Sunt minute bune de când Viitorul Constanța atacă în valuri. Ploaia torențială s-a oprit. Denis Drăguș încă o dată trece de Balgiu, foarte tehnic și pe acest teren sintetic îmbibat de apă. Greșește însă Ciobanu. Poate fi contra lui Măzărache. Măzărache de unul singur a plecat, ajunge acum în bandă. Hodorogea este pe urmele sale. Măzărache însă nu mai are explozie, nu mai are nici viteză nevoie să întoarcă pentru Balgiu. Se complică mijlocașul Concordiei Chiajna și pierde mingea. Păraia să fie sigur pe situație, Balciu abia apoi și-a dat seama că este într-o situație complicată între doi adversari. Iată, vede și cartonașul galben pentru faultul făcut. O lovitura liberă va fi executată probabil de Lis Uri. Andrei Ciobanu a plecat din acea zonă. Luchin este și el așteptat acolo să întărească atacul Viitorului Constanța, braț la braț cu capitanul Robert Hodorogea. Ar putea fi, să știi, o centrare cu, pe interior cumva, cu efect. Este o schemă. No, a venit mingea rău pe piciorul drept al lui Andrei Ciobanu, posibilitatea de contraatac, minge care vine în spate, țâșnește de unul singur și se duce în lateral. Tot Viitorul Constanța are timp să-și retragă mai mulți fotbaliști decât Concordia Chiajna poate să ducă în acest atac. Reușește recuperarea trupa lui Gică Hagi. Când am ajuns în minutul 84 al înfruntării, Boboc, să vedem dacă scoate autul. Deocamdată nu știm. Mai este o schimbare la Concordia Chiajna, în mod normal. Vorbeam de problemele musculare pe care le-a arătat deja în mod vizibil Mihai Leca. Nu întâmplător, un fundaș central alb ar trebui să intre în locul său. Alexandru Albu, într-adevăr, omul care va veni să strângă alături de capitanul Andrei Marc. Albu titular în meciul cu Gazmetan Mediaș. Iată, se reface acum cuplul folosit din primul minut contra celor de la Gazmetan de Ionuț Badea. Și Albu este unul dintre fotbaliștii care și-a prelungit contractul cu Concordia Chiajna până la finele sezonului 2020-2021. Primește aici balonul Grădinaru, încearcă să se remarce. Dan Panait primește mingea, fundașul stâng al gazelor central lui Dan Panait. Buzbuchi iese la momentul oportun din poartă și repune repede pentru Alexi Pitu. Meci frumos între cele două echipe, avantaj însă pentru Concordia Chiajna. 6 minute plus timpul suplimentar îi despart pe fotbaliștii lui Ionuț Badea de cea de-a doua victorie din istoria întâlnirilor directe cu Viitorul Constanța. Mai este timp, am văzut de multe ori se pot înscrie două goluri în timpul suplimentar. Viitorul Constanța încă o dată Uri cu șansă putea ajunge la această minge degajată de Balgiu pe acoperișul sălii sporturilor de aici din Chiajna. Era o problemă dacă o degaja direct în sală. Așa s-a întors mingea foarte repede în teren. Vă reamintim, miercuri la 20:15, în direct la Digi Sport 1, avem Malmö, CFR Cluj, returul dublei din preliminarea Ligii Campionilor. Primește acum balonul Andrei Ciobanu. Ciobanu va încerca să le pășească pe Grădinaru. Centrează Ciobanu! Pitu! Excelent aici Albu în fața lui Alexi Pitu.
Hotorogea a încercat inițial să oprească mingea, după care s-a gândit că mai bine îi pasează lui Andrei Ciobanu. Nu i-a ieșit această lovitură. Din nou, Viitorul Constanța rămâne cu toți oamenii sus în cealaltă jumătate de teren, un pressing agresiv pe acest final de joc, inițiat de fotbaliștii antrenați de Gică Hagi. Hodorogea, tot el respinge, este aceeași margine pentru Concordia Chiajna, poate 2-3 metri câștigați de fundașul stânga Dan Panait. Apropo de ceea ce s-a petrecut în finalul primei reprize, colegii de la digisport.ro, de la site-ul nostru, au cronometrat cât a durat de la momentul în care Hagi, cât a trecut de la momentul în care Hagi a fost eliminat până când acesta s-a dus în tribună. De asemenea, ce a spus arbitrului de rezervă înainte să părăsească terenul. Oricum îmi amintesc, George, doar 3 minute suplimentare pentru prima repriză, că cred că trebuiau acordate vreo 5, dar asta contează mai puțin. Deocamdată intrăm în minutul 87. Încă un galben pe care arbitrul George Rădulescu îl arată unui fotbalist de la Viitorul Constanța. Faultat aici. Măzărache se resimte, se ridică însă cu mare greutate. Da, nu știu dacă l-a lovit intenționat Boboc pe Măzărache, cert este că fotbalistul ilfovenilor a primit lovitura liberă pe care și-o dorea. Alexandru Paul Iacob are și el galben, încearcă să controleze, să liniștească finalul acestei partide. Formația gazdă, Concordia Chiajna, aproape în acest moment de primul succes din acest campionat. Am ajuns în minutul 88 al înfruntării. Toarce aici balonul Gorobsov pentru Alexandru Albu, care încearcă o lansare pentru Petre Ivanovici. Ivanovici acolo presează adversarul, rezistă, însă Boboc faultat de fostul jucător de la Voluntari și Botoșani. Da, un fault deștept pe care l-a făcut jucătorul Concordiei Chiajna, Petre Ivanovici. A ținut mingea departe de propria sa jumătate de teren. Din nou, Viitorul Constanța pleacă să construiască acțiunea ofensivă din zona fundașilor. Hodorogea foarte bine pentru Denis Drăguș, prea mult însă Drăguș la acest dribling larg. Dan Panait. O minge de urmărire și este un fault în atac pe care îl vede arbitrul. Văduț a luat galben și asta după ce a fost înlocuit. Iată momentul în care este avertizat de arbitrul George Rădulescu, central care a oficiat la 3 partide din play-out-ul campionatului trecut. De asemenea a fost și la o partidă din play-off, la meciul dintre Viitorul și Astra Giurgiu. Artean încă o dată caută cea mai bună pasă pentru Uri, francezul se descurcă, l-a păcălit pe Ronaldo Deaconu, nu reușește însă să dea pasa decisivă. Măzărache. Da, Măzărache are meritul că reușește să-i țină departe de propria jumătate de teren pe 2 dintre adversari. Hodorogea acum, o pasă pentru Artean. Artean încearcă lansarea lui Ciobanu, foarte bună această pasă, dribling reușită a lui Ciobanu, pasă și este gol! Lisuri aduce egalarea pentru Gică Hagi și pentru Viitorul, minutul 89. Totul a plecat de la o pasă extraordinară în diagonală, dar trebuie să remarcăm și pătrunderea lui Andrei Ciobanu, poate cel mai bun jucător al lui Gică Hagi în această înfruntare. Lis Uri e mic la stat, mare la sfat. Uri este uriaș, Cătălin, putem să spunem, după acest gol. Da, și ce privire are Gică Hagi, pentru că a reușit încă o dată să descopere un puști extraordinar. Iată și pe Marian Cristescu dezamăgit. Este momentul în care, vezi, din cauza energiei fizice consumate, Dan Panait strânsese în ax aproape de fundaș și central. În mod normal, acolo Răzvan Grădinaru ar fi trebuit să se retragă, n-a mai făcut-o, pentru că nu mai avea prospețime, nu mai avea energie. Preluarea excepțională, iar pasa trimisă pentru Uri este finalizată cu succes de francez. N-a mai avut nicio șansă aici Alessandro Caparco pentru a reuși să scoată acea minge. Primul
gol în România pentru Lee Suri. În același timp, prima reușită din acest campionat pentru viitorul campion al României în 2017. Pasează Marc pentru Albu. Sunt 3 minute suplimentare pentru repriza secundă acestui duel. Concordia în atac, pasă pentru Ivanović. E de văzut însă dacă în aceste 3 minute, ceea ce cred, Viitorul Constanța va căuta să joace la fel, încercând să ducă baloane cât mai aproape de poarta adversă. Momente de inspirație și pentru Hagi, odată cu cele 3 modificări pe care le-a efectuat. Pitu sare pe sub minge. Ilfovenii dau semne că nu mai pot ține balonul în control. Pasele se găsesc foarte greu, iar acum e rezolvarea simplistă a lui Albu. Că a făcut dreptate față de realitățile din teren aici. Caparco are intervenție foarte bună. Putea să fie păcălit la centrarea trimisă de același Lee Suri. Da, mingea, mă gândeam dacă a fost sau nu deviată de Alexandru Albu. Nu cred că a fost deviată, dar chiar și așa a fost o minge grea pentru Caparco. Da, mai ales că Albu nu s-a poziționat corect, n-a anticipat practic traiectoria acelui balon, mai mult decât atât l-a și incomodat pe propriul portar. Scapă însă și de această dată Caparco într-o situație extrem de dificilă. E faul și e lovitură liberă pentru Viitorul Constanța. Hagi își trimite jucătorii în atac. Vrea toate punctele în această partidă. Viitorul fără niciun punct la capătul duelului din prima rundă cu Dunărea Călăraș. Acum are unul, dar să vedem dacă mai face rost de încă două. Petre Ivanović, remarcabil însă golul lui Uri, pentru că până la urmă n-a înscris Denis Drăguș, așa toată echipa ar fi stat în acest atacant. Deocamdată însă o încălzire pe care cei 3 oameni trimiși pe teren de curând, Uri, Pitu și Drăguș, au făcut-o în perspectiva meciului cu Viteza Arnhem. Odorogea cu capul în fața porții, probleme din nou defensiva ilfovenilor, scapă cu fața curată. Luchin a fost acolo în fața porții. Încă o fază periculoasă la poarta celor de la Concordia. Revedem mingea trimisă inteligent de Hodorogea pentru Luchin. Cumva balonul a ajuns de la Balgiu la portarul Alessandro Caparco. Balgiu și Albu au avut de fiecare dată dificultăți. N-a prea intrat în meci fundașul central după ce l-a înlocuit pe Mihai Neca. Iar Caparco aici, cred că știe clar, Concordia Chiajna trebuie să se mulțumească acum cu acest rezultat de egalitate. Cred că știe și faptul că Ionuț Badea a epuizat schimbările. Ce imagine frumoasă! Imediat după meci, Fotbal Club, Narcis Răducan, Ion Crăciunescu și Gigi Mulțescu sunt invitații lui Radu Naum pentru analiza acestui joc, dar și a fazelor, tuturor fazelor controversate petrecute în această etapă cu numărul 2. Hagi n-are nicio problemă să stea acolo alături de oameni care bănuim susțin pe Concordia Chiajna. No, evident, oricum este iubit peste tot. Caparco va reuși degajarea, probabil George Rădulescu va fluiera finalul acestei partide în doar câteva clipe. Măzărache, încă un duel plăcut. Vezi ce diferență la nivelul schimbărilor. Când a mutat Hagi, Viitorul Constanța a reușit să marcheze golul egalizator. În schimb și Balgiu și Albu și Măzărache nu s-au mai descurcat la fel de bine ca cei care au fost titulari. E final de meci. 1-1, scorul final, Marc pentru Gazde, Uri pentru Viitorul. A fost o partidă cu multe faze de poartă. Imediat Fotbal Club, Cătălin Cârnu și George Dobre, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!